Hei, salutare jupâneilor, bine ați venit la un nou episod de și despre FIFA 18, un nou SBC, un nou marquee match. Am n-am mai pus de foarte mult timp, dar înainte să începem, nu uitați să apăsați repede butonul de like, să lăsați un coment, să vă abonați la canal, să distribuiți episodul și să bifați clopoțelul. Trecem rapid prin cele 4 squaduri, deschidem cele 5 pachete și toată lumea este fericită, nu? Da, mă, n-am mai dat de mult marquee matchup și m-am gândit să dau din nou, dacă vreți să mai pun, asta înseamnă mai multe pachete de deschis, puteți să rupeți butonașul dacă vă susține, bineînțeles că o să mai facem meci versus Uruguay. A început campionatul mondial ieri cu Rusia versus Arabia Saudită, 5-0, au bătut rusnacii, nu le-a dat nicio șansă celor din Arabia, au venit mai mult în vacanță, parcă n-au avut niciun șut pe poartă, dar ce să facem? Da, aici ne cer un jucător din Egipt, unul din Uruguay, un jucător rar, team overall de 78 și chemistry 85 plus, bineînțeles, un squad de 11 jucători. Am făcut doar cu gold și ne-a ieșit un 78 rating, un 86 în loc de 85 chemistry. Submit, boy! Și ne dă un premium Electrum player, sper, nu e foarte bun, dar ce să facem? Mergem mai departe cu meciul ce se disputa astăzi, Portugalia-Spania. Nu-l pierdeți fiindcă e cel mai bun meci al zilei, e peste Uruguay-Egipt cu siguranță. Mi-aș dori să bată Portugalia, știu că e foarte greu, dar și o remiză ar fi bună. Eu țin cu Portugalia la acest mondial. Deci minim 2 jucători din Portugalia sau Spania. Nu știu dacă i-am pus bine acolo, în fine. Maxim 6 din aceeași ligă, minim 4 jucători gold. Chemistry de 80, nu ne cere rating, a fost foarte bine. Când nu-ți cere rating e foarte, foarte bine. Chemistry am zis 80 și un squad de 11 jucători. Am combinat și silver și gold și am avut un bronz, parcă portarul din Liga NOS. Aici ne dă un jumbo, pachet de 15.000. Mergem la Argentina versus Islanda. Golinii. Hai să punem aici. Aici ar trebui Argentina să se impună. Doar dacă nu, cumva Islanda face o surpriză ca la Euro, dar e foarte greu. Zic că o să, alb-albaștri o să debuteze cu dreptul. Bun, hai să cerem un jucător din Argentina, unul din Islanda, minim 5 ligi, overall de 73, nu-i foarte mare, chemistry de 75 și scoate 11 jucători, 4 silver și restul gold, submit. Și ne dă un pachetel de 25.000, nu e cine știe ce pachetul ăsta. Tunisia versus Anglia, un alt match destul de dezechilibrat. Ăsta a fost cel mai pervers squad, fraților. Hai să punem. Da, fiindcă ni s-a cerut 82 rating, am fost puțin uimit. Ne cere așa un jucător din Tunisia, unul din Anglia, minim 3 naționalități, ăla e foarte easy. Overall-ul, cum ziceam, de 82, chemistry-ul au, dar mai mic și asta a fost, să zicem, ok, a compensat. Că despre meci, cred că Anglia o să se impună la diferență de 2-3 goluri. Scoate 11 jucători, a fost bine, dăm submit și eu. E foarte bine. Asta să vedem ce pachet ne dă. Premium Gold Player Spec, cred că e, nu? Și aici ne mai dă un Rare Player Spec de 50.000. Foarte bine. Sau să mă asigur eu filmez sau? Da, mereu stau cu frica asta că uit să dau drumul la filmare, dar niciodată nu pățesc. Bun, din fericire. Rare Player Spec, haideți să deschidem pachetele 5, fraților. O să fie și episod cât peste câteva zile de pack opening. Pregătesc peste 15 pachete. Cred că o să mai avem 2 de 50, o să fie foarte frumos. Deci cu ce începem? 15-25, cu siguranță începem cu Premium Electrum, mă? Hai, Premium Electrum Player Spec. Să vedem. Ok, hai că nu o dăm bine. Dăm skip. Ce nu e cu board.
primește skip. Arda Turan a fost pe acolo. Hai să-i trimitem pe ăștia pe lista de transferuri. Sosa și jucători de Cenzar, care s-ar putea să valoreze, fiindcă nu știu dacă ați văzut, au băgat SBC-uri de la Festival of FIFA Ultimate Team. Foarte interesant, o să le facem și noi pe toate continentele și o să luăm o grămadă de jucători, stați pe aproape. Mai departe, Premium Gold Players Pack, pachet de 25 sau nici nu știu în care să dau, fraților. Hai să luăm pe rând, ce-o fi. Nu mă aștept la foarte multe borduri astăzi, ia uite că nu ne dă, ne-a și auzit. Skip. Mamă, din ala de 50.000 trebuie să luăm. Talisca, Polosca, Bayro Mitrovic, Ghiasi, ăsta parcă făcea ceva, acum nu cred că mai face. Mai face 1000 coins. Bani de caramele, Powerhouse, dă-mă ceva bun. Pavard. Și nimic mai mult, frățic. Badge de la Real Sociedad. Pa. Premium Gold pe Respect, hai mă. Fă o excepție și dăm aici pentru jupâni. Nu vreau, mă, băi, nu vreau să dea, fraților. Franța, CDM, Golano, nu, Bacaiura, dacă ți-l dea la început, era o mină de aur. Avem aici Garai, 83, Bend, s-ar putea să facă ceva și golanii ăștia. Bacaiura, din păcate, vă arăt, eu știu că nu e decât 1000-2000. A, mai crescut la 2000, e bine. Rare Gold Pack. Din ăsta am luat primul like în acum câteva episoade. Găsiți episodul pe canal dacă l-ați ratat. Haideți să vedem. Băi, come on. Băi, frate, așa ghinion, mă. Așa ghinion, fraților. Nu cred, Belarabi, cine e? Cred că el, a? Da, Belarabi, Ben Arfa, Maicon, scoat finii la dași pe Corea. De ce am ghinionul ăsta, fă noilor, de ce am ghinionul ăsta? Rare Players Pack, hai, dacă nici aici nu-mi dă, mor, pe bune. Măcar un board, episodul ăsta, că man, dă-ne ceva. Oh, da, ăsta e norocul meu la pachete. Nu-mi vine să cred, mi l-a dat pe Acerbi de 82. Și Rabiu. Bă, deci a bătut joc de mine, fraților. Și-a bătut joc de mine, nici o bordură. Și-am avut pachet de 50 plus 25 plus 25, deci pachete de 100. Deci 50, 100, cam 125.000 coins. Dar ce să facem, așa e când te execută partidul și nu te lasă să te desfășori. Bă, măcar am încercat, sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți să apară, așa cum am zis la începutul episodului, Marky Matchups SBC, nu uitați să rupeți butonașul. Eu am fost Surneaciu, acesta a fost episodul de astăzi. Vedeți că la prânz ar putea să facem un live, în proporție de 95% o să aveți live, așa că stați aproape. Deci eu am fost Surneaciu, acesta a fost episodul, voi ați fost și rămâneți pe viață cei mai tari jupâni și până data viitoare dăm cu pace, stimă, iubire, credință și a big boy, a big smoke, respect pe viață, fraților.